Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, iată-ne cu dar Dumnezeu în duminica aceasta, e numită a 27-a după Rusalii, când Evanghelia care s-a citit astăzi ne-a pus în față minunea pe care a săvârșit-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu acea femeie care era stăpânită de un duh necurat. Deci era stăpânită clar, limpede, de un duh necurat și Hristos Domnul și-a făcut milă de ea. Frumos, Părintele a menționat de acum către sfârșitul cuvântului său că atâția ani, au trecut 18 ani și nimeni nu a văzut-o. Au trecut 18 ani și nimeni nu a avut grijă de acea femeie și a venit Iisus, care numai atât cât a văzut-o, i-a zis, dezlegată ești de neputința ta. Și și-a pus mâinile, și aceasta vă rog să rețineți, și-a pus mâinile pe capul ei. Și în acel moment, duhul acela care o stăpânea, duhul acela de neputință care o stăpânea pe femeie, a părăsit-o pe aceasta. Văzându-o, a chemat-o Iisus și și-a pus mâinile asupra ei și ea îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Deci imediat ea s-a vindecat de acea neputință și a slăvit pe Dumnezeu. Iubiții mei, răspunsul la Evanghelie, la ce trebuie să facem noi ca să nu ajungem într-o gârbovire sufletească, îl primim în apostolul care s-a citit astăzi. Căci apostolul de astăzi, dacă ați fost cu luarea minte, a fost în epistola către Efeseni, capitolul 6, și începând cu versetul 10 din capitolul 6 și până versetul 17, Sfântul Apostol Pavel ne-a prezentat nouă armele pe care noi trebuie să le luăm și să le avem. Îmbrăcați-vă în sfârșit, fraților, e ca și cum ne-ar spune și nouă, mai sunt două săptămâni și o zi până la sfârșitul praznic al nașterii Domnului Iisus Hristos. Pregătiți-vă, fraților, întăriți-vă în Domnul cu puterea tăriei Lui. Deci să te întărești într-un Domnul cu puterea tăriei Lui. Aici este o taină. Care este puterea tăriei Lui Hristos? Și zice mai departe Sfântul Pavel, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului, adică împotriva tuturor neputințelor care vin de la diavolul. Căci lupta noastră, își menționează foarte frumos, nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului, a acestui veac, împotriva duhurilor răutății răspândite în văzduhuri. Deci noi să ne îmbrăcăm cu tăria puterii lui Dumnezeul nostru ca să putem sta împotriva tuturor acestor duhuri necurate care sunt răspândite în văzduhuri. Luați toată armătura lui Dumnezeu, versetul 13, ca să puteți sta împotriva în ziua cea rea și toate biruindu-le să rămâneți în picioare. Deci este posibil ca diavolul să te doboare. Concluzia. Este posibil ca diavolul să te doboare cu ispitele, cu încercările, cu toate câte le aduce asupra ta, frate și soră într-un Hristos, care te silești ca să fii cât mai aproape de Domnul. Și acum Sfântul Pavel menționează armele. Stați deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul. Îmbrăcați-vă în platoșa dreptății, deci adevărul, dreptatea. Încălțați picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii, adică să fii pregătit pentru a da mărturie prin faptă și cuvânt de crezul tău. Evanghelia păcii. Ce vine Hristos? Ce ne aduce Hristos de acum la praznicul pe care îl așteptăm?
au doar nu pacea. Deci ca să ne pregătim să fim niște vestitori ai păcii. Părinții s-au grăbit astăzi și au început cu ceva mai devreme decât trebuie colindele. Colindele nu putem să cântăm că astăzi s-a născut Hristos când mai sunt încă 2 săptămâni și. Deci acum ne pregătim pentru a-L întâmpina pe Hristos. Ne pregătim, ne luăm armele, adevărul, dreptatea. Ne hrănim cu cuvintele Sfintelor Evanghelii ca să putem să devenim niște vestitori ai păcii, a Evangheliei păcii Mântuitorului Hristos. În toate luați pavăza credinței. Adică ce înseamnă pavăza credinței? Ca un scut. Știți prea bine ce este un scut sau o spadă. Nu este același lucru. Ca un scut, adică este acela care, cu care te poți apăra atunci când ești în luptă. Deci credința trebuie să-ți fie ca un scut cu care veți putea să stingeți toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului. Cum adică? Care săgeți? Războiul nevăzut, fraților. Războiul gândurilor care le aduce. Căci noi trebuie să avem acel discernământ. Adică trebuie să avem acea logică atunci când suntem atacați de vrăjmașul cu vreun gând de judecată, de cârtire, cu un gând de patimă urâtă, sau mai știu eu ce, care, orice ce gânduri care le aduce asupra noastră, trebuie având pavăza credinței și având armele acestea, știm cum imediat să răspundem. Altfel, cădem. Deci, luându-le pe toate acestea, stingeți, veți putea să stingeți toate săgețile arzătoarele vicleanului. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului. Știți care este sabia Duhului? Pe ce am pus mâna? Pe metanie. Ce este metania? Simbol și putere a rugăciunii. Deci sabia Duhului nu este altceva de rugăciunea. Deci să luăm rugăciunea. Deci să luăm rugăciunea și care este de acum coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și foarte frumos de acum următoarele versete, nu mai fost spus în apostolul de astăzi, faceți în toată vremea, într-o Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri. Și într-o aceasta privegheați cu toată stăruința, rugându-vă pentru toți sfinții. Creștinii, v-am mai spus lucrul acesta de multe ori, creștinii primelor veacuri se numeau sfinți. Se numeau sfinți. Deci datori suntem să-i purtăm în această perioadă cât a mai rămas și nu numai, în toată viața noastră. Pentru că ținta noastră, noi trebuie să fim cu ochii ațintiți asupra lui Hristos toată viața noastră. Nu doar numai pentru o perioadă acum că vine nașterea Domnului. Acum intensificăm rugăciunea, nevoința. Acum ne intensificăm. De ce? Ca să ne putem hrăni mai mult, ca să ne putem bucura mai mult de marea sărbătoare a nașterii Domnului. Pentru că orice sărbătoare, să știți dumneavoastră, vine cu darurile ei. Ca și duminica, ziua învierii. De ce creștinul care se silește și vine la biserică? A menționat părintele frumos la sfârșit, a spus că duminica este ziua de odină, este ziua cea nouă, este ziua a opta, în care am intrat toți, odată cu Hristos, cu învierea Lui. Sâmbăta a rămas și ne-am îndreptat toți spre o nouă zi. Pentru că Hristos, în ziua aceasta, a opta, în ziua de duminică, El a înviat. A înviat din morți. Și El este păstorul cel mare. Și noi trebuie să fim cu ochii ațintiți asupra Lui, serbând ziua în care El a înviat. De aceea, creștinii noștri de altă dată, în zi de duminică, de cum suna sâmbătă seara, clopotul de biserică și se anunța că a doua zi este sărbătoare, creștinii noștri lăsau treburile și grijile toate acestea și se pregăteau pentru a doua zi. Se pregăteau pentru ziua de sărbătoare.
Fraților, cine se silește spre, pentru așa ceva, și aceasta nu-i tras numai dumneavoastră, ci chiar și noi monahii și chiar și slujitorii. Eu am spus la părinți, pregătirea pentru duminică, pentru ziua de sărbătoare, nu începe seara sau dimineața, ți-ai citit rugăciune pentru Sfânta Părtășanie și gata, ai fuga la altar, iei veșmintele pe tine și gata, ai slujești. Nu, nu, nu. Ci este o pregătire înainte. Este o pregătire înainte pe care trebuie să o faci. Spovedania, îngrijirea sufletească, îngrijirea trupească, îngrijirea hainelor, primenirea, schimbarea aceasta, că nu este doar numai o primenire fizică a hainelor, ci trebuiește să fie și o primenire lăuntrică. Prin pravila pe care ne-o facem, prin participare la vecernie, prin participare la utrenie, prin participare, deci, la laudele bisericii. Și în felul acesta, de acum, parcurgând traseul acesta frumos, care aș zice, este ca o cărare bătătorită, care vrei, nu vrei, te călăuzește. Spre cine? Spre Hristos. De aceea Sfântul Pavel a zis că noi creștinii trebuie să fim permanent cu ochii țintă asupra lui Hristos. Și trebuie să ne purtăm, să ne îngrijim în toate acele arme de care ne s-a vorbit aici și rugându-vă unii pentru alții. Și aș vrea să menționez și versetul 19 din epistola, din capitolul 6, din epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, când Sfântul Pavel, el, Marele Pavel, care s-a învrednicit de mari daruri de la Dumnezeu, zice, rugați-vă și pentru mine, ca să mi se dea cuvânt. Auziți? Când voi deschide gura mea, să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei. Adică El, care a fost înălțat cu trupul până la al treilea cer, care a cunoscut taine, cum spune El, mărturisește la Galateni și în Corinteni, dar la Galateni, cum mărturisește foarte frumos, El care s-a învrednicit de mari daruri, cere acum rugăciunile bisericii. Rugați-vă pentru mine, dar vedeți că o întoarce de acum, Sfântul Pavel, o logică și o logică a credinței, cum a avut Pavel, Sfântul Pavel, să știți că nu am avut în biserica noastră. Sfântul Pavel a fost extraordinar. Și de ce? Zici, ca să am, când voi deschide gura ca să vestesc Evanghelia, zici că să am, să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei. Adică nu cumva să fie prins de teamă, de vreo înfricoșare cumva lumească. Aduc în mintea dumneavoastră Sfântul Apostol Pavel când a mers pentru prima dată în Atena și când a urcat în Areopag, se descrie foarte frumos în Cartea Faptele Apostolilor. Și când a găsit acolo un templu și era templul acela scris acolo Dumnezeului necunoscut, adică unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, a avut atâta îndrăzneală și logică și totodată râvnă în a-și deschide gura ca să vestească cu tărie Evanghelia, încât le spune atenienilor, gândiți-vă, erau mari filozofi, nu era orice comunitate acolo. Zice, am venit să vi-l vestesc pe acest Dumnezeu, căruia voi ați ridicat un templu și a scris aici Dumnezeului necunoscut. Eu am venit acum să vi-l vestesc pe acesta. Și l-a vestit pe Hristos. Desigur, cele care au urmat le cunoaștem din cartea Faptele Apostolilor. Deci, revenim la noi, la starea noastră. Mai sunt 2 săptămâni și o zi până la praznicul nașterii Domnului Hristos. De astăzi, în 2 săptămâni, va fi deja ajunul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Rânduielile care vor fi în perioada respectivă, pentru că ajunul cade în zi de duminică,
se schimbă rânduiala slujbelor. O vom anunța în duminica ce urmează, duminica următoare. Acum, inviții mei, să luăm și noi armele credinței, să luăm pocăința, să ne pregătim pentru a întâmpina răsăritul cel de sus, pentru a întâmpina Evanghelia Păcii, căci în cele din urmă postul Crăciunului și postirea autentică a noastră trebuie să ne ducă o postire autentică, așa cum trebuie a noastră, trebuie să ne călăuzească spre ce? Spre ceea ce ne aduce Hristos prin nașterea sa, spre pacea lăuntrică, spre bunăvoire, adică să fii permanent cu bunăvoie față de aproapele, să fii deschis, chiar și față de ăla care se uită așa nu prea bine la tine, și față de acela, deci să fii cu bunăvoire. Al treilea, să dai o bună ascultare, să te ducă spre buna ascultare. Al patrulea, să te ducă spre milostenie, adică să fii bun și blând. Și nu în cele din urmă, spre blândețe și spre smerenie. Ei, acestea sunt așezate acolo la capătul drumului acestuia duhovnicesc, care se încheie acum peste 2 săptămâni și o zi. Toate acestea, noi trebuie să le agonisim, să le avem. Acestea trebuie să devină în interiorul nostru, nu numai din când în când, ci le trebuie să devină o stare, să fie starea de fapt a lăuntrului nostru, a vieții noastre. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în felul acesta să ne silim, să împlinim și mila lui Dumnezeu să fie cu noi, cu toți. Amin.